Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Free Fire. Iar astăzi, în acest clip, vom sparge gold, vom sparge foarte mult gold. Să luăm noul weapon royal care s-a băgat astăzi pe joc, s-a băgat puțin mai greu. Și eu am văzut tocmai asta, acum este seara, prima zi de după update, s-a băgat acest AUG care dă 2 viteze de reîncărcare, un range și minus o viteză de mișcare. Eu vreau să dau, e cu gold, nu trebuie să dai diamante, cum era acum mult timp. Am aproape toate armele de aici, în afară de, uite, este și cutia asta pe care vreau să o iau, sper să-mi pice, în afară de ce, SG și FAMAS, care nu-mi pică nici de cum și cred că o să le iau doar la 100%. Deci în SG, nu uitați să dați acolo un mare like, un subscribe dacă nu v-ați abonat, nu uitați, mai sunt 7 zile până dispare Pumnii Cobra și dacă facem în decurs de 7 zile... Încă 300 de abonați, o să dăm un gift. Haideți să începem primele 10 spinuri. L-am dat pe 3 zile. Da, am rest tot. Bă, dădăm și mie de alea care nu le-am. Aceu, SG-ul. FAMAS, uite, mi-a dat FAMAS, dar nu permanent. O să le iau eu la 100. Uite, mai am nevoie de 10, de 15 și le iau permanent. Sau nu, încă de 5% și le iau permanent, FAMAS-ul le iau. Ce e asta? FAMAS? I-am pus inimioară, ce e asta, frate? Ok, dăm următorul spin. 78 lac, încă 22, încă 2 spinuri de 10 și ar trebui să luăm AUG-ul. Sper să nu-mi dea FAMAS, sper să nu-mi dea roza din nou. Uite, mi-a dat ăsta AC-ul, dar nu permanent. Dar mai am până să le iau permanent, mai am până să iau AC-ul permanent. Bine, ăsta ar trebui să fie ultimul spin, nu-mi da groza, dăm AUG-ul. Uite, trebuie să iau AC-ul, SG-ul, uite, FAMAS-ul l-am luat. SG-ul, AC-ul și AUG-ul trebuie să le iau. Cel mai... Și cutia asta, care nu cred că o să pice, dar dacă îmi pică cutia în loc de AUG, eu sunt mulțumit. Că mai avem gol de dat. Mai avem. Hai, ultimul spin, se duce. Dă-mi AUG-ul. Și... Am luat ceva. Am luat AUG-ul, bine. Nu e cel mai bun din joc, dar l-am luat să fie acolo de colecție. Uite, mi-a dat și FAMAS-ul ăsta care l-aveam deja. În loc să-mi dea SG-ul sau... Aceea mi-a dat FAMAS-ul. Pe care l-aveam. Ce să mai zic. Da, mai am SG-ul și AC-ul. Dar nu mai dăm, la gold nu s-a resetat nimic. Și hai să vedem ce am luat. Bine, am luat AUG-ul, da. Dar la FAMAS, am luat un FAMAS-ul ăsta permanent. Oricum, ăsta Evo dă foarte bine, la fel și ăsta, dacă n-aveți ăsta Evo, eu l-am luat pe ăsta din 7 cutii de la Callback, acum mult timp. Mi-a picat și ăsta, rupe vesta la Clash Squad, la CS Rank, primele runde. Chiar e bun rău de tot la spam. La AUG l-am pe ăsta Kronos, care e cel mai bun, dar merge și ăsta de colecție. Și ce am luat? N-am luat nimic, permanent. Uite, AC-ul care nu mi-a picat și SG-ul. Și cam asta a fost. Da. Nu uitați, dacă vreți să câștigați acolo un gift, ce gift vreți voi de 500 de diamante, 300, 500 de diamante, 500 de diamante. Facem în 7 zile, mai este o săptămână. 7 zile mai sunt, dacă facem 7 zile 300 de abonați, o să dăm un gift la o persoană random. Puteți să vă las tricou ăsta care e destul de șmecher, cred că o să le iau și eu. Că plus 300 de diamante doar, sau orice altceva vreți voi. Să puteți lua. Mai avem nevoie de 300 de abonați, ceea ce puteți să faceți voi este să dați acolo un like, un subscribe dacă nu v-ați abonat, share prietenilor voștri să se aboneze și ei. Aici la costume, astea sunt prea 1000 de diamante. La emote-uri puteți să vă luați. Eu cred că cea mai șmecheră e tricoul ăla care v-am arătat primul. Uite, emote-uri sunt diferite. Oricum, haideți să nu lăsăm clipul așa scurt, nefinalizat, să dăm și noi un match, să o băgați și emote-ul ăsta. Să dăm și noi un match de rank. Eu băgat și pe noi în al doilea match de rank pe care îl dau de după update. Bine, unde să sar? Nu știu unde să sar în primul rând. M-aș duce mil. Nu, știi ce, mă duc pic. Mă duc pic, deoarece 40 de secunde, dacă mor, îmi dau revive singur. Așa că mă duc să profit de chestia asta și să fac kill-uri. Fac vreo 2, 3, 4 kill-uri aici, mor și apoi mă duc să mă lutez și apoi mă duc din nou să mă bat. Ca aici la solo player se omoară rapid. S-apuc și eu să fac kill-uri. Uite, am luat AUG,
primul kill. Hai că bat eu pe asta. Tot încărcători am dat, e bine, e bine. Lăsta, un cap, bine, nice, kill cu headshot. Bă, ce vezi cum mă mișc, încă unul. Și mori 3 kill-uri. Bine, mă. Dar nu mai am gloanțe, o să mor. Ei, da, mor, am înțeles. Bă, am făcut măcar 3 kill-uri, n-am ce face. Am murit. N-aveam ce face, nu mai aveam gloanțe. M-o bătut. Aie, am făcut 3 kill-uri, mă duc acum. Bă, dacă prindeam și eu un... orice altă armă de apropiere, să mai am și eu acolo gloanțe, îl băteam. Ok, mă duc la cutia aia și apoi mă duc în mil. Ia, fiți atenți că am văzut un player. E player acolo, dar nu cred că o să-l pot omorâ. Da, nu cred că o să apuc să-l omor, dar vedem noi ce facem. Imediat. O M4-a, ok. Un like, un med. Un scar, nu e bine, n-am găsit nicio armă pe care îmi place mie. Un XM8 dacă mi-ar da. Din nou, încă un scar, e bine, două scaruri. Unul eliminate. 43 de play. Ne ducem să luăm cutia aia, să vedem ce ne dă acolo bun. 41 de play. O, UMP, e bine, gata, avem armă de apropiere. Putem să ne batem la apropiere. Ce mai găsim aici? Nimic bun, am înțeles. Hai că iau și ăștia 200 de bani de aici. 400 de bani. Ok, un med am găsit. Hai acum, trebuie să-mi ducem pe kill-uri. Bine, nu prea sunt eu așa foarte tare lutat, am un scar. Da, am un scar. Ce să fac eu cu scarul? Eu nu prea mă împac bine cu scarul, mai bine aș avea un XMO sau orice altceva. Ar fi trebuit să fie aici player. Ăla care au căzut cu mine atunci. Hai să-l batem, ce să mai zic. Uite, s-au bătut-o, erau glueluri. S-au bătut, deci au fost 2 sau 3 și unul sigur a rămas. Că n-au murit amândoi. Uite-l. Hello, my friends. I'm here to kill you. Da, e bine. Am bine, woodpecker, ăsta e mai bun. Acum facem o schemă, fiți atenți, ne urcăm pe casă sus. Ne urcăm pe casă ca să-l omorâm, să fim siguri că nu murim. Vă arăt ce scheme cum să campați. Uite playerul, nu mai campăm. Îi sar drept în cap și dau tot încărcătorul. Tot încărcătorul, ultimul gloant intrat în cap, să mor eu. Bă, măcar nu pus kill cu headshot. Ce să mai zic, l-am omorât și pe ăsta. Haideți să îl lutăm. Bine, nici nu mi-am luat damage, asta e bine. Un MP40, dacă ar avea XM8 are. Bă, nu știu, XM8, hai că iau XM8, pentru că îmi place mult mai mult. Fac schema. Totuși uneori nu e așa de bună schema, că... depinde de ce cască are, i-am dat și 16 în cap. Da, vă imaginați 16 în cap. Mai bine dau un corp, că îi dădeam câte 20. Dacă putem la capitolul ăsta. 900 de bănuți, haideți să vedem ce este la cutie. Și avem nimic bun. Luăm că e gratis asta. Acum scopul meu e să supraviețuiesc cât mai mult. Să luăm cât mai mult plus, nu? Eu dacă dau de player, nu fugă-i bat. Acum să găsim player. Ok, cred că ar trebui să luăm pe aici. Bine, acum că s-o fac cu update-ul. Bine, al doilea meci, dar poate dăm și noi de danger. Că n-am dat meciul trecut, în care tot am făcut clip. Bă, vreau să testez neapărat, dar trebuie să fiu la scoadă. Uite, un MP40, am găsit bine. Mașina aia, dacă are 4 locuri, aia care o făcut, care o remodelat, nu știu cum se cheamă. Stați așa. Ce abilitate e asta? Nu asta, vere. Daunele cresc odată cu distanța, până la 25%, daunele provocate inamicilor marcați cresc cu 3,5%. Nu știu, dau mai mult damage cu abilitatea, eu mi-am pus acum abilități random. Mi-am pus abilități random, deoarece nu știu de ce. A, mă jucam cu Sonia, fiți atenți, vă spun. Deoarece mă jucam cu Sonia, dar după update, n-o mai făcut-o așa de bună, nu e bună deloc, chiar e inutilă. Când te bați cu cineva, mor și tu. Tu nu mai supraviețuiești.
Deci am scos-o, eu mă jucam cu ea deoarece sezonul trecut am zis că bă, nu joc cu nicio Sonia. Joc fără Sonia, o să joc corect, fără Sonia, cu caracteri normale, frumos. Dar nu, deja era prea de tot, am pierdut foarte multe kill-uri și muream de multe ori din cauza la Sonia. Așa că am zis că nu, bă. Mi-am pus și eu Sonia și am bătut pe toți. Pentru că eu îi băteam, îi puneam pe ei în Sonia și mă făceau și pe mine Sonia și eu supraviețuiam. N-ai cum dacă eu îl pun în Sonia, de ce? Să mai supraviețuiască. Stai așa că avem un player. Uite, este unul și în spatele nostru. Încercăm să-l batem, hai, tot cărcătorul. Facem așa o schemă, m-au văzut, am înțeles. Cream că nu mă vede. Și... Bă, dar nu i-am dat nimic, mă, ce se teme. Așa se iasă. Uite, avem glue-uri la fel. Ok, stați așa. Nu trebuie să murim, da? Trebuie să-l omorâm. Îl văd pe el că e cam fricos că stai acolo după glue, nu iese nimic. Ne ducem noi prime. Bă, te bate cu careva? Stați că mă bate altul, trage altul, ăsta a murit. Am înțeles, aici ne batem cu 3. E unul de departe, dar nu știu de unde. Îl văd pe hartă, dar nu-l văd așa. A, mă. Bă, să mor eu de te văd. Cine trage, mă, că nu-i nimeni. Aoleu, mă duc. Nu, n-ai cum, eu nu văd pe nimeni. E hacker, stă într-o cutie și trage mine. Unde naibi el, că eu nu văd pe nimeni. N-am idee unde este. Sunt sigur că dacă o să-mi iau un cap și o să mor. A, uite, l-a venit cum aici. Încearcă el acolo cu niște grenezi. Nu îi se primește. Își pune speed-ul să fugă la mine. Oh, notificări, bine. Grenezi, fugim. Uite, toată cărcătorul ți-l dau. Tot. Bă, stai că-l bat, mai are puțină viață. Nu pot să cred. A, vede asta. Are naire. Bă, o grenadă. Ia fiți atenți, îl omor. Și nu-l mai omor. Mi-am luat eu singur damage și bine. Stai că mor. Nu mi se pun glue-urile. Nu știu ce e cu problema asta, dacă îmi pun pe glue-urile nu mi se pun. Se pun după 2 ani. Și nu mai am glue-urile și ăsta mi le face. Am să le trebuie să fugim rapid. Și mi-a luat niște damage. Hai mă, lași vere, aici cât ți bat? O venit altul acum. Dacă încă n-ați înțeles, o venit altul. Deci să recapitulăm. M-am bătut cu unul. O l-a omorât ăsta care a venit acum să mă bată cu CG-ul. Și ăsta de cu CG-ul a murit de unul cu Trogon sau nu știu ce avea. Au fost 3 vere, eu nu i-am bătut pe niciunul. Nu m-am tras mie. Hai mă, dar unde e ăla? Nu știu ce schemă vrea să folosească și nu știu unde este. Numai să nu mor. Uite că stau aici și lutez pe ăsta. Am luat și glue-uri, e bine. 11 player în viață, ăla, uite, îl văd, gata. Și... Și a murit. Bravo, lui Arab. M-a bătut bine, mă, mi-a dat acolo câteva capuri cu SVD, am văzut și eu. 3 kill-uri, are bine, mă, ce să mai zic. Plus 26, uite, mi-a dat. Bravo, ai jucat bine. Și momentul adevărului, câte kill-uri aveam? 4, că n-am mai făcut niciun aici, m-am bătut cu 3 și pe niciunul l-am omorât. S-au omorât ăștia în 3. Da, am înțeles, 4 kill-uri, 11 echipă, 11 la player, plus 28, e bine. A doilea meci. Ok, fraților, cam ăsta a fost și clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut ce ați rămas până aici, încă n-ați dat pe like, dați acolo un like, un subscribe, să facem cât mai repede 7400 de abonați. Eu am fost Lucian și până data viitoare ne auzim cu un nou episod de Free Fire.